Hai să-l să vă ascult și video. V-am regăsit un videoclip astăzi. Suntem nou pe GTA 5. Cum știți, în episodul trecut am furat o mașină foarte puternică care costă peste 20 de milioane de dolari. O am aici în spatele meu, mă. Uită-te și tu cât de tare arată mașina asta. Apăsați pe butonul de like, deoarece astăzi m-am gândit din nou să furăm mașini. Dați-o bine, astăzi m-am gândit să furăm niște mașini de la Apple, mă. Bro, da, s-a deschis un Apple Store aici în Los Santos astăzi sau acum ceva timp și m-am gândit să furăm niște mașini, bro. Da, acolo se află foarte multe telefoane, laptopuri, tablete și așa mai departe și în acea locație se află și niște mașini. Nu știu câte exact o să mergem să vedem, dar o să încercăm să le furăm pe toate. Mă, abonați-vă la acest canal să facem măcar 300.000 de abonați. Mă, abonați-vă acum, vă uitați, dar nu vă abonați, nu? Am înțeles. Hai să începem acum. Mă aflu aici cu foculețul, mă, deoarece mi-este frig aici. Perfect, o să-l punem acum la o parte și mergem. Cu ce mașină să mergem? Să mergem cu mașina aia furată, vreau, sau să ne luăm altă mașină? Nu-mi dau seama. Mai bine mergem cu mașina asta furată, cred, nu? Oricum e foarte puternică, mă, are o viteză, nu aveți idee. Plus că îmi place cum are săbile alea în spate acolo. Un țoc, bine, mă. Așa că jaful de astăzi m-am gândit să-l fac de unul singur. Lucia nu mă mai ajută, mă. Am jucat împreună ca polițist fake alături de Lucia și chiar ne-a ieșit bro planul, însă Lucia nu mai vrea. A spus că nu se mai bagă, este frică, așa că eu fac de unul singur acum, în momentul de față. De ce nu? Bun, haideți să dăm mașina în jos. Țac și haideți să ieși. Mamă. Mamă, nu. Nu e bine cum merge mașina asta, e prea puternică. Nu știu dacă e o idee bună să mergem cu ea pe stradă. O să încercăm să conducem mai încet. Nu avem voie să conducem repede cu mașina asta. Ia să vedem, se deschide trapa. Hai, deschide-te odată, man. E, trebuie să punem codul, cred, nu? Două secunde. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Gata, mă, s-a deschis, am pus codul, ați văzut, nu? Am o telecomandă, pac, pun codul și se deschide, digă, cobon! Nu, nu, cred că trebuia să ne luăm altă mașină, nu? Mașina asta, cred că, trebuie să-i punem mai puțin cai putere. Uite-te și tu cum se plimbă. Da. 9, bro. Acele mașini de la Apple Store sunt foarte scumpe, bro. Deci trec undeva de 5 milioane de dolari, dacă nu mă înșel. Și dacă o să le furăm, o să le băgăm în bunkerul nostru secret. Însă înainte să mergem la acel App Store, m-am gândit acum ceva timp să mergem către, două secunde, o să mergem către bunkerul unde am fost eu răpit acum ceva timp. Nu știu dacă vă mai duceți aminte, dar am fost răpit de o fată în Los Santos și o să mergem puțin în bunkerul ăla secret să vedem ce se află acolo, bro. Chiar sunt curios dacă nu o să-i dăm foc. Oricum avem molotov cu noi, avem foc, avem absolut tot. O să mergem acolo să dăm foc la cel bunker, mă. Da, am ieșit cu bine de acolo. Ha, am avut noroc oricum. Am ieșit la ora 12 noapte când dormea tipa aia. Bun, haideți să ne uităm pe unde se afla mai exact. Pe undeva pe aici trebuie să ne uităm. Vă doresc la toți o zi excelentă. Da, o zi excelentă. Și vă mulțumesc din inimă pentru tot suportul pe care mi-l acordați aici pe canalul ăsta. Bro, nu cred așa ceva. Cât suport primesc din partea voastră. Chiar chestia asta mă motivează în fiecare zi să continui pentru voi, da? Până la GTA 6 și ne jucăm GTA 6. Da, de-abia aștept să apară. Dar ce-i cu ceața asta? Mă scuzi. O mașină asta, uitați-vă și voi cât prinde. Deci, bro, 300 în câteva secunde. Bam, diga. Bun, haideți să vedem pe unde se află. Dar nu știu exact, bro. Trebuie să căutăm acel bunker oricum. Noi. Mamă, dar acum am sărit. Nu cred așa. Stop, mă. Oprește-te un momentul de... nu cred că se... Bro, mașina asta e un Bugatti, cred, nu? Arată bestial, nu glumă. Ușor. În zile care urmează m-am gândit să-mi cumpăr o casă nouă. Scrieți în comentarii dacă vreți. Sau m-am gândit să mă mut în oraș, bro. Nu prea mai... Sau e ok să locuiesc acolo unde locuiesc în momentul de față. Uite, eu locuiesc în momentul de față, uite, acolo. Eu zic că e ok, nu? Sau dacă nu, m-aș muta pe Montșilia, bro. M-am gândit să mă mut pe Montșilia. Scrieți în comentarii pe cel mai mare munte din Los Santos. Nu știu dacă e o idee bună sau dacă nu, unde să ne mutăm, bro? Un oraș nu prea mi-ar place, deoarece eu sunt pe ilegalități și nu vreau să mă vadă toți. Sau dacă nu, pe undeva, pe la Sandy Shirts, you know, pe aici, pe undeva. O să vedem, oricum, în zile care urmează, poate găsim niște case cum trebuie.
Bun, e să vedem. Cred că am ajuns pe unde, pe unde trebuie, nu? E, dacă ne uităm. Mai în jos trebuie să mergem, nu? Da, cred că mai în jos trebuie să mergem. Ce frumușel, e să ne uităm. Pe partea cealaltă, cred mă. Da, am ajuns, cred că am ajuns 100%. Și dacă vă întrebați ce am mai făcut astăzi, astăzi am mers puțin pe afară. Am avut niște treabă de rezolvat, plus că am dormit o oră, bro. Am dormit de la ora 1 și ceva până la ora 3 și ceva. O oră chiar mi-a ajuns. Chiar mă simt mult mai bine acum în motivație. Să o scrieți în comentarii voi câți dintre voi dormiți la amiaza, you know? Eu mai dorm din când în când, mai ales după masă, bro, când mănânci. Îți vine așa un somn dulce și chiar tare să dormi o oră, două, acum depinde dacă aveți timp. Am ajuns în bunker, bro. Asta e bunkerul, oh my god, o să intrăm acolo. Deci asta e bunkerul unde ne-a dus tipa aia, bro. Dar eu nu știam de bunkerul ăsta, bro. Două secunde să intrăm înăuntru, mie mi-e frică să intru înăuntru, sincer vă spun. Dacă se află cineva aici, nu-mi dau seama, o să ne uităm, să ne uităm înăuntru, bro. Mai bine mergem cu mașina, bro. Dar mi-e frică, bro. Sau nu, mai bine mergem pe jos, lăsăm mașina, stai că o lăsăm mai aproape de noi aici. Dacă o să încercăm să fugim, trebuie să ne urcăm direct în mașină. Uite, o lăsăm exact aici. E ok, da. Hai să mergem acum să vedem cine se află acolo. Bro, ce chestia, nu-mi dau seama. Bun, haide să intrăm acum înăuntru, ne luăm o armă cu noi numai decât. Mi-e cam frică, bro, ia să se deschid porțile. Am auzit ceva făcând. Ne uităm stânga, dreapta, văd că nu e nimeni. Ok, oh my god, mamă, ce frică mi-este. Aici nu cred că mai intrăm din cauza că trebuie să punem un cod ceva. Nine, se deschide, oh my god, am intrat. Da. Deschide-te acum, poc, noi am intrat înăuntru. Bro, nu aveți idei ce trauma am când văd locația asta, deoarece am crezut că rămân închis pentru tot restul vieții, bă. Când m-a închis tipul aia aici, uite acolo în toaletă m-a închis, dacă nu mă înșel, nu? Yeah. Mâinile sus în momentul de față, doarme. Vedeți pe cineva acolo, nu? Oh my god, bă, că doarme cineva. Uite aici am fost închiși noi. Uite aici, bro, da, în toaleta asta am fost închiși. Eu văd că doarme acolo cineva, a? Da, uitați-vă. Nine, aha. Deci aici stă tipa asta, cum am înțeles eu, aha. Uitați-vă și voi, bro, dar cine e tipa asta, a? Nine, mi-cam... Ce? Bro, are sabie cu ea, uitați-vă și voi, nine. Bro, nu știu cine e fata asta, dar probabil lucrează la ceva. Cred că e fata ninja, nu? What? Mamă, dar ce urât arată pe aici, mă. Uite-te și tu cum arată patul pus așa în nașpa, rău. Mai fă curățenie, cap. Hai, am vrut să... Două secunde, o să luăm molotov, cred. Uite, așa avem molotov și o să-i dăm în cap, cred că 100%. Nu, o să ardem tot bunkerul ăsta. Sunteți pregătiți, dar în 3, 2, 1 și... Poc, tiga, ceea ce mi-ai făcut. Pac, o măicut. E bine, nai, cred că ardem și noi. E bine că am ars-o, nu? Perfectos. Tu, să nu te pui niciodată cu amasico, mă. Fuck, ardem tot bunkerul ăsta secret, bro. Mi-a ajuns. Scantul nici vaza antiga. Aha, karma, ai văzut, nu? Să nu te pui cu amasico, că amasico niciodată nu uită. Oh my god, bă, ce am făcut aici? Cât molotov? Na, plecăm acum. Aud pompieri, nu? Nu plecăm acum numai decât... Oh my god, mamă, ce am făcut tipa asta, a? Să nu te mai văd niciodată. Oricum e moartă, bro. Am ars-o de vie. Nu cred așa ceva. Și plecăm cu full speed. Ok, 300 și ceva. 400. Prindem 400, cred, nu? Oh my god, bro, cum face imaginea din față. Nine. Am avut 500, dacă nu mă înșel, nu? Ceva de genul ăsta. Bun. Sper că nu ne-am văzut nimeni, nu? E ok. Bun. Și haide să mergem acum numai decât către acel App Store să furăm niște mașini. Zo, ia să vedem. Deci, acel App Store, dacă nu mă înșel, se află, stai că nici eu nu mai știu exact, dar nu știu că e deschis nou din cauza asta, nu știu. Am văzut pe Facebook, deci strada... Ciorilor, pe undeva pe partea asta. Cred că pe aici pe undeva. O să ne ducem să vedem acum. Poate. Găsim locația, vreo. Mamă, deci dacă nu s-a deschis locația, n-aș paru de tot, mă. Sper că s-a deschis. Sper. Mamă, dar cum se face imaginea dacă mergi cu viteză mare? Pur și simplu nu mai văd nimic în față, mă. Uite-te și tu. Țoc, tiga, mă, ce tare e vremea de afară. Și gata, mă, e căldură afară. Puteți să plecați unde vreți voi. Gen, mă refer pe afară.
stați la aer liber, nu mai vă plângeți că e frig acum. Nu, e cald, acum înainte o să fie numai cald, bro. Na, că o să mai ploaie sau nu știu ce, sau o să mai fie vânt, cum a plouat astăzi aici. Asta nu e nimic, dar e bună și ploaia, bro. De ce nu? Perfect, mi-e place să stau din când în când în ploaie, nu? Sau, he? Nu am stat niciodată. Când era mai mic, stăteam din când în când. Dar e ok, acum nu mai stau, nu? Mi-e frică, mi-e frică de fugere, mă. Mai ales de tunete. Bum, bum. Bun, haideți să vedem. Unde mergem acum? A, aici e poliția pe dreapta, nu? Ok, noi vrem să mergem la Apple Store, bro. Ia să vedem. Chiar scriu să vedem ce telefon avem pe acolo, deoarece m-am gândit să-mi cumpăr și un telefon nou. Eu am în momentul de față un Samsung Galaxy S24 și m-am gândit să mă mut pe iPhone. Ar fi o idee bună, cred, nu? Eu care nu am avut niciodată un iPhone, bro. Niciodată nu am avut un iPhone. Este 9. Ha, cumva acolo, bro, nu-mi dau seama, sau? 9. Asta e locația, o vedeți, nu? Oh my god, mamă, dar ce stai, mă, ha? E așa păzită, nu-mi dau... 9, uitați-vă și voi cât de păzită e locația asta și câte mașini de Apple avem acolo. Tu vorbești serios, mă? Ok, nu trebuie să stăm așa ca să nu ne vadă că avem ceva în plan. Cum facem acum? Cum facem acum, bro? Suntem de unul singură. O să mă bag puțin, uite, în parcarea asta. Oricum o să mergem cu mașina asta ca să ne vadă că suntem niște oameni de miliardari, să vadă că vrem să cumpărăm ceva. Dar nu știu dacă avem voie să intrăm, nu-mi dau seama. 2 secunde, o să mergem să întrebăm că vrem să ne uităm la niște telefoane, nu? Ceva de genul ăsta, da? Mergem așa îmbrăcați, vreau să ne luăm un nu, mergem așa. Oh my god, aici avem un garaj, nu cred. Stai mă că parcăm mașina, uite, aici, dacă avem garaj și mergem pe jos. Mergem pe jos, deoarece dacă furăm o mașină de acolo, nu vreau ca mașina noastră să dispară, așa că o lăsăm mai bine aici, nu? Da, mă, uite, o lăsăm aici, perfectos. Bine-s, mă. Aha. Și venim mâine sau așa să o luăm de aici, nu? Ok. Dar mai întâi m-am gândit să mergem, uite, dacă avem magazinul de haine lângă App Store, mergem să ne îmbrăcăm, bro, nu? Și după mergem la magazinul de telefoane plus. Nu știu dacă ați văzut, acolo se aflau două mașini, bro. Da, două. Eu am crezut că se află mai multe mașini, dar se aflau două. 2 secunde să ne uităm puțin. Nine, sper să nu mă vadă cu sniperul, a? Uite, avem prima mașină, o vedeți, nu? Oh my god, ce mașină e aia, nu am văzut în viața mea. Ce? Okay, vedem acolo, uite, iPhone 13 Pro, 120 de Hz, ok? Chiar tare. Dar parcă am mai văzut o mașină pe acolo, bro. E să ne ducem pe partea cealaltă. Unde e cealaltă mașină? Nine, uite-o, o vedeți, nu? Oh my god, mă, cât de tare e. Uite, scrie acolo Apple, vedeți, nu? Bro! Cred că ne-a văzut tipul ăla de sus. Cred că ne-a văzut tipul ăla de sus. Uite, în dreapta acolo văd că avem un magazin de haine. Ne putem schimba 100%. O să mergem să ne schimbăm, cred, nu? Da, bro, nu vreau să merg în hainele astea. Uitați-vă și voi cum arăt, bro. Ce zici? Ce o să zică tipul ăia? Că suntem boschetari de pe drum și vrem iPhone, you know? Mai întâi mergem să ne îmbrăcăm în haine de costum, bro. Da, mergem să ne îmbrăcăm numai decât. Așa că haideți să mergem așa, fără să ne vadă, mergem așa ca un pietun, you know, ca un NPC, bro. Mergem acum să ne îmbrăcăm, o să ne luăm un costum și după mergem direct acolo, bro. Ce o să le spunem? Asta e problema, o să le spunem că vrem să cumpărăm un iPhone sau dacă nu, da, un iPhone și noi de fapt o să facem cumva să furăm acea mașină, nu știu dacă o să ne iasă, bro, ha? Ușor, ușor, că erai să mai iei înainte, mă. Haideți să mergem acum aici, în față. Ușor. Ok, bine, bine că am găsit magazinul ăsta de haine. Ia să vedem unde găsim noi aici un costum, ceva cum ne trebuie. Uite aici, cămașă, perfect, ne trebuie și cămașă albă. Plus un sacomă, nu? Da, uite aici, cred că avem pe dreapta. Sau, da, uite aici, în partea asta avem. Avem și pantaloni, perfect. Gata, m-am îmbrăcat în momentul de față în costum. Uite cum arăt. Eu zic că arăt perfect, mă. Bine, și mergem acum. Pocul om dreapta acum. Noi mai avem un telefon cu hack, bro. Putem să facem ceva cu acel telefon. Dar mai întâi vreau să intrăm acum în acel App Store și să le spunem că vrem să ne uităm la niște telefoane, bro. Și după o să facem cumva să le spunem că...
O să vedem cum facem. Hai să intrăm acum. Fără vorbe multe, că nu e bine. Ajungem în momentul de față. Oh my god, mama, au pistoale ăștia. Bună ziua, Masico, numele meu. Am auzit că s-a deschis un magazin de telefoane aici în Los Santos și mă interesează să mă uit puțin la telefoane, tablete, mașini și așa mai departe. Bună ziua, vreau să-mi arătați și buletinul. Ce buletin, mă, că nu am... Buletinul am înțeles, două secunde. Poftim, acolo scrie numele meu, scrie adresa, scrie absolut tot. Na? Vedeți, da? I-am dat cartea de identitate, vreau să vadă cine sunt. Locuiți la Los Santos? Unde locuiți? Locuiesc în Los Santos, da, locuiesc mai departe, așa, mai, you know, mai în fundo, you know? Am înțeles, puteți să intrați, am revizitat faptele. Eu, uite și eu cap de gumi, de ce am dat cartea de identitate, mă? Da, atunci când fur o mașină nu cred că mai putem să facem nimic, deoarece mi-a luat datele, mă. Ok, putem să intrăm, a spus. Nu știu cum facem acum. Ziua, bună ziua. Intrăm așa ca și cum ne-ar interesa un telefon. Da, mă interesează un iPhone. Da, mă uit să văd ce telefoane aveți. Și haide să ne uităm. Bun, aici avem așa. Asta, bro, chestia asta m-am întrebat de foarte multe ori. Cum funcționează fără unitate? Nu-mi dau seama. Să-mi scrieți în comentarii. Gen e un monitor și o tastatură cu mouse. Atât. Dar unitate nu are, bro. Eu mă întreb că unitatea e înăuntru la monitor, nu? Da, cred că ceva de genul ăsta, nu-mi dau seama, nu? Sau? Da, mă, sau? Nu știu cum funcționează, dar oricum, un monitor de genul de la Apple costă foarte mult, bro, undeva la 3, 4, 5 mii de euro, nu știu. Ia să vedem ce mai avem aici. Bro, pe noi ne interesează mașinile, uitați-vă ce avem aici. Uai! Uai! Eu n-am mai văzut o mașină de genul. Lucido sau ce e asta, bro? Ia, dacă ne uităm și pe partea cealaltă... N-ai, nu mai cut, nu mai că nu știu cum o să o scoatem noi de aici, bro. O să fie puțin mai greu să plecăm de aici, nu-mi dau seama. Să vedem, uite, aici avem și căști, văd, nu? Uite, se observă căști, perfect. Wow, uite, mă, câte iPhone-uri avem, laptopuri. Nu am niciun laptop, dar o să-mi cumpăr. O să-mi cumpăr un laptop de la Apple, cred, sau nu știu, Apple nu prea am, nu, Apple, o să-mi cumpăr, o să vedem noi. Plus tablete avem aici. Cine e asta, mă? Ăsta Sio, mă, sau nu? Credeam că Sio când era mai tânăr, dar nu. Cred că e Franklin, bro, dacă nu mă înșel. Tablete, ok. Tableta, nu-mi trebuie tabletă. Pentru ce, dacă am telefon, de ce să-mi trebuiască tabletă? Aici avem iPhone-uri, mă. Ăsta e iPhone 13, cred, nu? Arată mișto rău de tot, mă. Dacă furăm un iPhone de aici, dar oricum ne găsește din cauza că are GPS, mă, pe el, nu? Dar pe noi ne interesează acum cum facem cu mașinile. Oh my god, cum facem acum? O să mă duc afară sau... Nu, am o idee aici, aș putea să fac două secunde. O să le spunem acum că gata, ne-am uitat la telefoane și... Plecăm. Foarte frumos magazinul. Succes în continuare, vă doresc. Doamne ajută. Ai, bro, dar câte telefoane și de ce e păzit în halul ăsta? Nu-mi dau seama. Probabil cartierul ăsta e foarte periculos și vin fel și fel de persoane și bagă telefoanele în buzunar și pleacă, fug. Dar noi o să facem acum ceva super tare, super crazy. O să vedeți în momentul de față. O să ne urcăm aici pe un bloc, uite aici, în față. Și o să ne luăm o mască numai decât. Să nu ne vadă. Gata, mi-am luat masca. Ne ducem la sniper în momentul de față și facem asta, da? Două secunde. Pac. Facem asta, da? Mai întâi, oricum nu o să observe de unde trag, așa că trebuie să-i omorâm în momentul de față, da? Să ne punem, uite, exact aici și îi omorâm 100% și după intrăm în magazin și furăm mașina și plecăm direct, bro. Nu mai stăm. Sunteți pregătiți, da? În 3, 2, 1 și activă 1. Doi, oh my god, mamă cât de bun sunt. Bro, oh my god, mai avem aici două persoane, pac. Pac, hai, bro, i-am omorât pe toți patru, nu cred, mai este unul, pac. L-am omorât și pe vânzător. Na, să nu vă puneți niciodată cu Amasico. Și acum plecăm numai decât, nu știu dacă s-a activat butonul, bro, uite, avem și elicopter sus acolo. Oi, mergem direct la mașină și eu furăm, pe care să o furăm, bro, o furăm pe asta din față de aici, nu? Da, hai, repede, repede.
Oh my god, ce? Plecăm, adică, oh my god. Avem 5 stele. Da, avem 5 stele și eu nu mai este aici. Uf, și am ieșit, mă, cu optică. Oh my god. A început să tragă poliția cu armele, mă. Suntem ripi. Mamă, dar ce mașină e asta? Nu am văzut în viața mea o mașină mai frumoasă decât asta, bro. Oh my god, am furat prima mașină și plecăm acum, numai că se află foarte multă poliție după noi. Trebuie să plecăm acum în momentul de față, să ascundem mașina asta în buncăr, bro. Oh my god, de-abia aștept să văd mașina asta. Nu se poate așa ceva, mă. Uite-te și tu. La o parte, mă, că oricum nu cred că mă prindeți. Luăm dreapta. Mașina asta este electrică, cred, dacă nu mă înșel, nu? Ceva de genul ăsta, nu-mi dau seama, dar e chiar tare, bro. E o mașină de genul nu am mai văzut în viața mea, bro. În un Santos, nu? Oricum o să o furăm și pe cealaltă 100%. Numai că nu știu cum să facem, bro. Oh, ușor mă luă parte cu voi. Oh my god, să nu vă mai deschideți niciodată Apple Store în Los Santos, deoarece dacă locuiește Amasico. Oh my god, bro, de ce merge în halul ăsta? Trebuie să dăm pe Sport Plus, cred, nu? Am dat pe Sport Plus și acum merge mult mai repede, bro. Da, cum se merită, bro. Uite-te și tu, oricum e electrică, dacă nu mă înșel, da? Adică nu aud nimic la ea, e? Se aude ceva, nu? A? Motorul ceva se aude cam încet. N-ai, ne-am dus rău de tot, cred sau? Hai, repede, mergem în bunkerul nostru, să-i cred, bro. Să duce mașina asta numai decât cu o mordiga, că oricum nu mă prindeți niciodată, mă. Mai cut, cât de tare, ușor. Mergem pe muntele ăsta sus aici, ca să... Bro, dar 5 stele, uite, avem și elicopterul, să ne dăm jos acum puțin, să distrugem elicopterele numai decât. Poți, adică, primul elicopter, pam, mamă, cum s-a văzut, și al doilea, pum, mamă, câtă poliție, dăm și jos, e bine că avem bagheta asta cu noi, rachetele astea, ca să-i omorâm complet, bro, și plecăm acum mai departe, mamă, dar cât se află jos acolo, bun, hai, e bine că avem un bunker secret pe aici, pe undeva, dacă nu mă înșel, nu? Da, bro, uite, pe aici, pe jos, trebuie să ne uităm atenți. Ia, numai că mai avem un elicopter pe lângă noi, pe acolo, prin dreapta, bro. Trebuie să avem mare grijă. Mai avem puțin, cred că, până la următorul nostru bunker. A? Undeva pe aici, prin dreapta, dacă nu mă înșel. A? Da, uite-l în față, îl văd în față, plecăm direct. Ulu, poartă-mă cu tine. Ia, bro, mai avem o mașină. Cred că mergem să o furăm și pe cealaltă, numai că... mama, am făcut acum accident când vreau să intru și eu în bunkerul meu secret. Și hai, am asică, ușor. Și ne-am dus. Gata, închidem trapa, închide trapa în momentul de față, țac, și am plecat, gata. Oh my god, nu cred așa ceva, bro. Prima mașină cu succes, nu credeam așa ceva. Nu credeam în viața mea că o putem fura în halul ăsta, bro. What? E bine că i-am omorât pe tipii ăia, ați văzut, noi i-am omorât cu sniperul. E bine că am avut sniper, punem codul, tuc. Și din cauza asta, bro, o următoarea mașină furată. E bine, hai că punem, uite, exact aici, punem. Zactigă, mamă, cum luminează. Uite, bate lumina direct către ea, mă. Wow. Văd că poliția încă se mai află după noi, dacă nu mă înșel, nu? Nine, câtă poliție se află după noi. Nu cred așa ceva, mă. Uite, vedeți, nu? Trei elicoptere, nu mă așteptam. Bun, o să stăm aici să scăpăm de poliție și după plecăm la următoarea mașină, da? Gata, m-am scăpat de poliție și haideți să mergem la următoarea mașină în momentul de față. Ia să vedem ce mașină ne luăm, bro. Ne luăm mașina asta, nu? Asta o luăm, bro. Mamă, da, cum arată? Perfectos. Și haideți să ieșim acum. Ia să vedem. Brabus, bro, nu? Brabus. Oh my god, ce SUV avem aici. Nu mă așteptam la asta. Brabus. Wow, 6, 7, 8 locuri, cred că are mașina asta, dar e foarte lungă, mă. Și haide să mergem către următoarea mașină. Problema cea mai mare este că nu știu cum să fac acum să o fură. Nu cred că ne mai iese cum ne-a ieșit la prima. O să încercăm acum altă modalitate, numai decât. Nu, o să încercăm altă modalitate, dar cu ce modalitate? O să încercăm cu... Am o idee super tare. O să încercăm cu telefonul nostru cu hack, mă. Da, cum știți, noi avem un telefon cu hack. Și o să încercăm să controlăm acea mașină din Apple Store, să o controlăm cu telefonul nostru. O să vedem dacă reușim. Nu-mi dau seama dacă o să putem reuși, deoarece acele mașini cred că sunt făcute cu un chip, bro. Au montat un chip pe ele și din cauza asta cred că o să fie cam greu să o controlăm. O să vedem. Hai că ajungem din nou ușor. Trebuie să avem mare grijă. Ia-mă înainte, mă.
Ui, bine, hai să parcăm mașina asta din nou într-o parcare ceva, într-un garaj, bro. Ia să vedem unde am parcat mașina cealaltă. Mie mi-e cam frică acum, sincer vă spun. Unde mergem? Hai să mergem pe aici prin stânga. Ia, bro, acolo cred că se află poliție sau nu-mi dau seama. Bro, am omorât 4 persoane. Am ajuns din nou aici în aceste garaje, bro, ia să vedem. Dar nu mai încape. Uite, mașina noastră încă se mai află aici. Dar unde să punem mașina asta, la bro? Uite, o punem, uite aici. Mamă, dar cât de tare e parcarea asta. Uite, o punem exact aici. O să mergem din nou sus pe clădire și haideți să vedem ce se întâmplă acolo, bro. Dar sper să nu fim văzuți de undeva. Ia să vedem pe unde urcăm noi pe clădire. Uite pe aici, mă. Chiar tare, ne urcăm aici pe clădire. Și haideți să vedem dacă se mai află acolo niște mașini ceva. Nine. Văd că pe clădire nu văd absolut nimic. Ok, elicopterul de armată sau nu știu ce elicopter e ăla. Văd că se mai află pe clădire. Vedeți, nu? Ia să ne uităm. Nine. Oh my god. Tica, va să stați. Bro, au ajuns polițiștii, bro. Uitați-vă și voi cu ce păzesc ăștia în momentul de față magazinul, mă. Cu mașini blindate. Nine. Nu cred că mai putem să facem absolut nimic, bro. O să încercăm totuși. Cum facem acum să controlăm noi acea mașină, bro? Nu știu dacă o putem controla de la acea distanță. Ia să scot eu telefonul în momentul de față. Știți ce? Am uitat telefonul de hack acasă. Așa că ce facem în momentul de față dacă l-am uitat acasă, bro? Nu-mi dau seama. M-am gândit la o idee, bro. O să ne prefacem că suntem bodyguards, că lucrăm la securitate și că am venit să păzim acel magazin, bro. Numai că trebuie să ne dăm masca jos și vreau să vă arăt că am o carte de identitate FIB falsă, bro. Da, eu arătăm și după ne prefacem că păzim pe acolo și furăm mașina și am plecat-o, bro. Bun, haideți să dăm masca jos. Bine, mă, perfect, ne dăm aici jos. Hai, am masicul. Nu trebuie să ne vadă că venim de pe o clădire ceva, nu? Acum o luăm stânga, da? Acum suntem un NPC, normal, perfect. Ia să vedem dacă avem acea carte de identitate, bro, nu? Ia să vă arăt cum arată, uite, scrie acolo FIB, vedeți că am și poză cu mine, vedeți, nu? FIB, am gold, adică lucrez acolo, dar e găsit, e fake, adică nu sunt eu. Și haideți să mergem ușor, ușor. Cum trebuie să ne comportăm, că nu-mi dau seama, să-i spunem să trăiți șefii, nu? Da. Să trăiți, șefii. Încă o zi de muncă astăzi, încă o zi. Încă o zi de muncă, da, încă o zi. Da, uite, și eu am venit la muncă acum. Puteți, vă rog, să-mi arătați identitatea dumneavoastră? Da, normal, stai că uitasem. Da, uite, lucrez la FIB din 2015. Tipul ăla, de ce face poze din dreapta de acolo? Și aici lucrez de ieri. M-au pus să lucrez 12 ore pe zi. Toate acolo scrie, da? Am înțeles, vă mulțumesc. Bine, mă. Oh my god, ne-a acceptat. Haideți să ne prefacem că păzim, da? O păzim, dar de fapt noi am venit aici să furăm, bro. Am venit să furăm. Țac, ne uităm, dar mașina asta nu știu dacă ieșim noi cu ea pe ușa aia. Cred că ieșim, adică pe unde au băgat-o, că nu-mi dau seama. Dar mașina asta arată chiar tare. Bun, o să luăm acum arma cu noi. Ne prefacem că avem armă, dacă e ceva, pac direct. Am putea să furăm și un telefon, nu? Să-l băgăm? Nu vreau pentru un telefon. O să ne ducem puțin afară, să vedem dacă e totul în re... fratele nostru aici. Ok. Bună ziua, vă rog să-mi prezentați... Nu aveți voie să intrați în magazin, da? Mâinile sus, nu aveți voie să intrați în magazin. Vă rog mai întâi să ne prezentați actele. Amasica, tu ce cauți aici? Eu am venit să mă uit la niște telefoane. Lasă-mă să intru. Nu, mă, eu lucrez la FIB aici. Lucrez ca securitate, da? Ți-am spus să-mi preziți actele, să văd ce faci, ce vrei să faci, să îți luăm datele, you know? Păi tu știi că eu sunt mic, mă, de unde să am carte de identitate la 10 ani? Atunci vă rog să părăsiți locul, da? Nu aveți voie să intrați fără un act de identitate, da? Ai de capul meu, cine te-a pus aici, mă? Tu fur non-stop și intri la securitate. Bravo, mă! Ați văzut ce spune, nu? Bună ziua, sunteți în regulă, da? Dacă e ceva, mă anunțați, da? Na, mai intră din când în când copii din ăștia care vor doar să fure telefoane, vor să bage telefoane în buzunar și atât tot. Nu avem voie să-i lăsăm să intre în magazin, da? Bun, perfect. Hai să ne prefacem, că ne mai uităm așa.
Ai, acum e momentul, cred, nu? Sau dacă nu, să le... Bro, noi avem arma, am putea, de exemplu, să-i omorâm pe tipii ăștia de lângă noi, a? După sună la poliție, cred, uite-l pe fratele meu cum stă în partea aia, bro. Ce caut acolo? Hei! Ăsta cred că vrea să mă dea la poliție 100%. Eu am de gând să fur o mașină și uite, ăla stă, se uită. Canivaza antiga, exact acum cum vreau să fur mașina asta, a? A venit poliția, a venit poliția. Oh, ce asta? He? Da! Deci avem două stele, oh my god! Noi plecăm, plecăm, oh my god, hai repede! V-am spus eu vouă că fratele meu mai mic a sunat la poliție. Două, trei stele avem în momentul de față, nu cred. Cred că ne-a prins, bro, nu-mi dau seama. E bine că am furat mașina asta, nu? Oh my god, ce m-am speriat, ați văzut, nu? Oh, bro, fratele meu mai mic făcea poze, nu-mi dau seama. Ce s-a întâmplat, bro, acolo? Bro, s-a întâmplat ceva ce nu mă așteptam, dar e bine că am furat mașina. Wow, bro, dar ce mașină e asta? Eu nu am văzut în viața mea o mașină mai bună decât asta, bro. Tu vorbești serios, mă? Wow, cât de tare e, Enzo. Hai să mergem numai decât în bunkerul nostru secret să ducem ultima mașină, bro. Mi-a ajuns, mai ales cu fratele meu mai mic acolo. Cred că el a sunat la poliție sau nu-mi dau seama. Sau dacă nu, tipii ăștia au sunat la salvare, bro, că fratele meu mai mic a spus că eu sunt furăcios, chestii și din cauza asta, cred, da? Hai să mergem numai decât să ducem mașina asta în bunker. Acum să vedem dacă scăpăm de poliție. Asta e problema, ușor. O să fie greu, o să fie greu, cred. Mamă, avem 3 stele, nu mai avem 5. Dar e bine cu 3 stele, că putem să scăpăm mai easy, cred. Haideți să... a venit și elicopterul acum. În momentul de față o să mergem în alt bunker. Nu spune că mă duc în apă. Ușor, ușor, rămasic. Aici se află o cascadă ceva. Hai, hai, repede, repede. Oh my god, de-abia aștept să le vând, bro. Mașinile astea de-abia aștept să le vând. Oricum o să câștig foarte mulți bani. O să vedem, poate o să păstrăm unele din ele. Scrieți în comentarii voi ce părere aveți dacă le vindem. Hai să intrăm aici în bunker. Și, hai repede, deschide-te și... Oh my god, bă, ce mașină a furat. Yo, ha. Bro, dar cum se vede, mai ales cu luminile astea? Ia. Sper să nu intre nimeni. A? Intră cineva, bă? Ia să vedem. Sper să nu intre nimeni în bunkerul meu secret. Ia să te... Nine s-a deschis bunkerul. Dă-mă cu bombă ca să-i distrugem, nu? Și? Pac! Pum! I-am omor, cred, nu? Sau? Ok, ok. Ne caută, dar nu ne mai găsesc, bro. Oh my god, e bine că am furat ultima mașină de la Apple Store. Sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Mie mi-a plăcut extrem, deoarece m-am făcut cu două mașini, bro, și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri mai pe acest canal, da? Ciao!